Exercițiul multinațional Decision Strike, desfășurat sub coordonare NATO în poligonul de instruire de la Smârdan, din județul Galați, a generat o desfășurare de forțe de amploare. Fie că a fost vorba de celebrele elicoptere Apache și Puma Socat, de avioanele de luptă Eurofighter Typhoon și IR-99 Shoim, de puterea de foc a artileriei dotată cu lansatoare de rachete sau de forța blindatelor de asalt, pe câmpul de luptă din apropierea Galațului au fost etalate unele dintre cele mai complexe tehnici și tactici de luptă. Desfășurarea de forțe a inclus 600 de militari români și aliați, americani, francezi, italieni și portughezi, și face parte dintr-un cadru mai amplu de exerciții planificate și conduse de Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est, în subordinea căruia se află forțele terestre NATO dislocate în România și Bulgaria. Exercițiul demonstrativ organizat joi 15 iunie a fost unul de comandament de tip întrunit cu trupe în teren. Am vrut să ne antrenăm și să demonstrăm că avem această capabilitate de a integra mijloacele de sprijin prin foc, atât cele aeriene cu aripă fixă, avioanele de sprijin și elicopterele, cu mijloacele de sprijin prin foc terestre, vorba de aruncătoare reactive, mortiere, tunurobuziere, în sprijinul unei manevre a unei subunități de infanterie. Se discută foarte mult și ce se întâmplă acum în Ucraina de combine tanks, de arme combinate, de integrarea sprijinului prin foc cu manevra forțelor terestre. În esență, printr-o bună organizare, coordonare, sincronizare și delegarea autorității de control la nivel cât mai jos, se realizează, se obține un timp de reacție foarte scurt și o precizie mai mare a angajării inamicului cu foc. Războiul din Ucraina, desfășurat cu o intensitate cum nu s-a mai văzut de la al doilea război mondial, a impus inclusiv o recalibrare a strategiilor NATO. Iar combinarea unor forțe terestre și aeriene la un nivel atât de complex este pe măsura noilor amenințări geostrategice. Este un concept standard de operare, numai că știm foarte bine că o lungă perioadă de timp atenția sau obiectivul principal al forțelor terestre, numai din România, dar din întreg NATO, a fost concentrat pe operațiile de contrainsurgență. Acum încercăm și ne antrenăm în vederea familiarizării, refamiliarizării cu procedurile, cu modul de operare în operații de intensitate majoră. În spiritul acestui concept de cooperare multinațională, exercițiul de la Smârdan a fost sincronizat la nivelul structurilor de comandă cu un alt exercițiu asemănător, desfășurat simultan în Bulgaria, în poligonul de la Novoselo. Astfel a fost testată capacitatea NATO de coordonare a unor operații militare pe arii mai extinse, cu mai multe puncte de angajare în lupta cu inamicul.